primo fan di Storia con Antecedenti, in cui si era redatto un documentario masterat. Deci, doi fani de masterat, de film documentar și am mari speranțe că studenții de aici, sau câțiva studenți, vor face lucruri și, bineînțeles, pe parcurs, eu întreagă pleiadă, am avut de la Porumbul, ne place, de la Iepan, de la Pintin, etc. Sunt mulți care au fost studenți și cu care am lucrat cu mare plăcere, pentru că sunt foarte talentați. Eu n-am avut studenți de talentați. Am avut doar studenți fără noroc sau leneși. Nu există oameni talentați. Eu le spun acolo că pot să învăț și un câine să facă film, dacă mă ascultă. Unii nu mă ascultă. Eu voiam să vă întreb de unde credeți că au ei, că simt, au nevoia asta de a face atâta documentar realist, să numesc așa. Și de ce nu se mai îndreaptă către PS-urile de genul ăsta? N-am înțeles întrebarea. Întrebarea este de ce credeți sau cum simțiți dumneavoastră această problemă a studenților? Eu o consider o problemă. Faptul că ei nu se mai îndreaptă către genul ăsta de documentar, să zicem, esel. Ei merg foarte mult pe documentarul realist-observațional. Da. Ați observat că, da, că există o graniță foarte fină și foarte ușor de trecut între filmul jucat și documentar. Azi că nu mai există foarte clar. Ei se îndreaptă ceea ce se cheamă noul bal, nu? Care, așa zis, un nou bal, care chiar există, nu așa zis, chiar există. Și care, ați văzut că diferențele dintre film jucat și film documentar, nu mai sunt ei, ăsta e trendul și așa se întâmplă în lume și chiar nu-i oblig să facă decât așa cum își doresc. Nu opresc pe nimeni. Dacă ei simt așa, să fac așa. După aceea își dau seama dacă au făcut bine sau nu. Dar se vede că n-am înțeles-o foarte bine. Nu, aș fi vrut mai mult, aș fi să știu dacă, cum zic, dacă este cumva și treaba școlii, să zice. Că foarte multă lume spune că școala de film documentar, din păcate, la noi încă este ușor. Și nu vede că nu este bine așezată, mulți spune asta. Asta țin și de, hai să fim serioși, filmul documentar are o anumită de audiență. Deci, în sală avem numai oameni cu un IQ foarte ridicat. Mă rog. Și pentru un documentar bun îți trebuie o anumită tip de apetență. Ce să spun? Lumea nu vrea să facă film documentar pentru că ce face cu el? Te întreb pe tine. În afară de o gală ca asta. Mai departe, televiziunile nu prea au pentru că fac doar reportaje. Există anumite posturi dedicate, tip Discovery, bineînțeles, sau oamenilor și fac ei. E foarte greu de vândut un film documentar, adică nu de vândut financiar, ci de... Pentru că scade audiența. Un fost coleg de-al meu, Adrian Sârbu, a fost colegi de clasă, a vrut să facă film la ProTV, emisiuni de film documentar. Era primul abonat. Va fi interesat. A încercat să facă niște este și audiența scădea catastrofal. Lumea nu are răbdare. La canalele dedicate de film documentar, da, se uită foarte multă lume. E o afacere de miliarde și miliarde de dolari, dar pe plan global. Dacă încerci într-o televiziune generalistă să introduce, scade audiența, el bani și ți-ai rămas bun de la pierdut. Bine, spuneți-ne ceva despre un film de care nu vedeam seara. Televiziunea a învățat generațiile actuale să fie interesate despre ce se întâmplă, cât mai fain, cât mai strat. Pe când documentarul clasic, documentarul de substanță, care îți arată și de ce se întâmplă și cum se întâmplă, trece peste nivelul perceptiv al
vreau să plătesc sala. Să vă spun că sunteți super deștepți. Nu, dar îți trebuie o anumită apetență. Îmi spune Bogdan, trebuie să fii pregătit pentru așa ceva. Adică, dumneavoastră, știți problema cu găina aceea lui Levi-Strauss. Știe cineva? Experiența cu găina a lui Levi-Strauss. Nu cu găina, mă, cu... Mă rog, imediat o să, în trei cuvinte o să vă spun, că e importantă și pentru dumneavoastră. Claude Levi-Strauss, un mare antropolog, s-a gândit să se ducă undeva în jungla Braziliei, în Amazon, și să facă o experiență vizuală, unică, cu niște triburi care nu au avut în contact cu civilizația și pentru prima oară o vor avea de-a face cu imaginea filmată. I-a filmat pe toți, acel trib, și individual, și în grup, să vadă cum reacționează față, în raport cu propria imagine. Și acel trib, când li s-a proiectat filmul acolo în junglă, pe o pânză, s-au uitat indiferenți. Absolut indiferenți la ei înșiși. Pentru că nu se recunoșteau. Nu aveau o autoreferință. Dar în minutul 22, tot tribul a fremătat și a reacționat în mod aproape frenetic. Au reluat pelicula și au văzut că prin cadru, la minutul 22, trecea alene o găină albă, pe care i-au mâncat cu o zi înainte. De singura referință a fost găină albă. Pentru, vă dați seama, câte cărți și spectacole cinematografice trebuie să vezi de calitate ca să, deci să dai populației televizionistice găini albe, ca să se poată recunoaște în ele, să le placă și lor. Deci aici e problema. Nu oricine gustă documentarul. Că e. Și pe bună dreptate, unele se fac extrem de plicticoase, sunt false documentare. Da, da. La ora actuală, cu tehnologia asta, absolut oricine crede că poate face documentare. Telefonul. Nu mai trebuie să iei camera aia de 180 de kg. Poți să faci cu telefonul mobil. Dar imaginea are altă calitate. Are calitate mai bună ca atunci. Urmea. Problema ce spui? Problema este ce spui, ce comunici. Cum găsești căile de comunicare? Pentru asta trebuie să amintă un fel de cunoașterea gramaticii filmului. Deci această facilitate până la urmă e cum sunt toți. Sigur. Sigur. Păi vă dați seama că câte telefoane sunt circa, acum sunt vreo câteva miliarde, mai multe telefoane mobile decât populația globului, vă dați seama câte, câți regizori extraordinari potențiali sunt. Da? Da, pentru că vorbește despre om. Adică am încercat să vorbesc despre oameni. Calitatea oamenilor nu se schimbă în timp. Aici e problema. Dacă știți bine că gustăm și lucruri făcute acum 2000 de ani. Dar ne uităm la Estil, la Sofocle. Nu pe toate. Nu pe toate. Nu se demodează. Dar nimic, să știți, pe lumea asta sunt convins și vă spun eu un profesionist. Nimic nu îmbătrânește mai ușor decât filmul. Nimic. Uitați-vă la filmele vechi. Se simte praful pe ele, se simte inevitabil, inextricabil. Dacă sunt bune, exact ăsta e șarmul. Exact. Da, e adevărat. Și la filmul documentar bun, oricât sau orice film documentar, capătă în timp o calitate. Documentul. Sunt filme documentare extrem de slabe, făcute aici. Dar ce valoare au filmele alea sau peliculele, șaturile alea trase pe Calea Victoriei în anii 20-30,
o valoare inestimabilă. Deci nu era un film documentar valoros, era doar o surprindere de imagini. El se transformă. Ați văzut și în filmele astea. Foarte multe sunt imagini istorice. Filmele cu pionier, unde mai găsești așa pionieri frumoși? Eu nu vă întreb de ce n-ați mai făcut film, eu vă întreb ce ați făcut după 89. După 89, după cum aveți, am făcut foarte bine. Am devenit profesor. Am făcut festivalul de film. Am ajutat studenții, am scris scenarii. Am ajutat din umbră, dar scris pe generic, să se realizeze multe filme de lung metraj. Adică mi-am trăit viața. Bine, încercăm să fac un pic legătura cu ultimul documentar pe care vom vedea în seara asta. Da, mai ne lumea răbdare. Mai bine stăm de vorbă și vă promit. Că îl povestesc. Ăsta e un film care l-am făcut după. Nu o să vă placă, o să vă spun despre ce e vorba. Am ales Libertate este un film în perioada imediat după Revoluție. Am fost solicitat de elvețieni, de la Swiss Command, să fac niște emisiuni. Ei știau de mine. Multe din astea au circulat underground în lume. Și se chema o emisiune, Orient Express. Și erau niște emisiuni, eu le cream structura, eșafodajul, cum să spun, eram, să zic, un micuț arhitect al acestor tech, în Europa de Est. Care sunt transformările din Europa de Est? Și am găsit subiecte și în România, și în fosta Uniunea Sovietică, și în Ungaria, mă rog, Polonia, prin prietenii mei. Și am gândit să fac un film despre imigrația română, tocmai în Elveția, care este statul cel mai liberal sau cel mai primitor. N-am reușit decât să mă încerc și cu elvețienii și cu românii. Nu o să vă placă filmul. Nu? Poftim? Îmi pare rău. Am discutat cu vorbitori de limbă italiană, cu germană, romandă, franceză. Sunt personalități, de cei intervievați, sunt persoane publice extrem de importante. O să strig din sală, auziți, cine vorbește, că asta e o versiune fără subtitrare personajului care vorbește. Dar o să vedeți, e cineva care are studii de arhitectură sau se pricepe, noastră, e interviu și cu Mario Botta. Știți, da? Mario Botta e unul din cei mai mari arhitecți ai lumii. Un, cum îi spun eu, un goș caviar, un personaj de stânga, sute milionar în dolari, dar e de stânga. Dacă omul se crede așa. Deci, e șeful poliției din Berna, șeful extremiștilor din Zurich. Sunt tot felul de personaje, deci să știți că persoanele care apar și dau interviu sunt oameni importanți, o să înțelegeți pe aici, pe acolo, cam despre ce vorbesc. Numai că nu o să puteți vedea numele. Și eu am văzut acum un an, doi, filmul pe un DVD și l-am aruncat, că spun, e făcut în 91, problemele sunt aceleași și astăzi. Dacă vreți să vedeți așa ceva, ce se întâmplă și astăzi, de ce pleacă lumea, exact ca în 91. Nu s-a schimbat absolut nimic. Pentru aceleași motivații. Bun, dați-mi drumul la tine. Vă mulțumesc!